frumoși! Salut, Dumitru! Salut! Seara! Amintesc primul meu sex. Era o situație foarte stranie. Știți, se spune că în prezervativ senzațiile sunt diferite? Iată, eu prima dată făceam sex. O minută, două, cinci și nu simt nimic. Îi spun fetei, poate totuși se scot? Ea spune, da, scoate pantalonii. Mersi. Eu am bunică și ea are hobby nou de ceva timp. Hobby. Hobby. Da. Ea merge la înmormântări. Așa o hobby, da. Știți acum oamenii în vârstă merg unul la altul la înmormântări, așa cum tinerii merg la petrecerile techno. În ambele părți sunt oameni morți. Și bunica mea vine de la înmormântări cu recenzii, de genul... Eram la mort, la Claudia, coroana funerară, mâncarea nu era gustoasă, puțini oameni plângeau. Nota 3 din 10, Claudia, mai încearcă data viitoare. Bunica mea așa și a spus, eu am să pun jumătate din pensii deoparte pentru coroana funerară frumoasă. Iată asta eu înțeleg, I can buy myself flowers. Ce? I can buy myself flowers. Yeah. Păi, deci Dumitru în Republica Moldova, eu vreau să știu dacă și oamenii de acasă, da? Dacă îți faci un test, deci la domnul Dumitru îți faci un test. Dacă înțelegi ce zice, ești ceva special. Nu de mult am făcut cunoștință cu o fată în internet. Ea avea foarte multe poze frumoase și provocătoare. Eu o întreb, unde tu lucrezi? Ea spune, așa, freelance. Eu zic, auzi, freelance? Ce? Freelance. Eu zic, auzi, freelance. Să nu dai domnul să află că tu lucrezi model webcam și faci bani masturbând la cameră. Adică model de? Video chat, adică video chat. Model de cameră. Mie concurență nu trebuie. Ok. Eu n-am înțeles, deci eu auzeam și acum cățelul meu plouă afară. Ce face cățelul tău plouă afară? Cum plouă afară cățelul tău? Și el făcea, nu, cățelul meu pe bară. Ce? Bă! Și încă o istorie, nu de mult întâmplător mă uitam. Ok. N-am așteptat râsul. Vine că nu te aștepți. Ar fi straniu. Da. Nu de mult întâmplător mă uitam la porno. Se întâmplă. Și eu nu iubesc porno, dar acolo o actriță iubită s-a nimerit. Nelly Kent, te iubesc. Și în acest video, după scenariu, un băiat cu fata făceau sex. Da, iar alături, ceva clasic, da. Ei făceau sex, iar alături era, stătea pe sofa un alt băiat și privea la ei. Sofa. Pe canapea. Canapea, frate. Sofa, îndruță canapea. Pe cine pe Sofia? Pe sofa. Ce e sofa? Canapea. Păi zi, canapea, zici sofa. Și eu m-am gândit. Ce loser. Eu pur și simplu privește cum alții fac sex. Ce? Ce loser, eu m-am gândit. Ce loser? Ce loser. Loser. Ce loser. Loser. Eu am înțeles ce uger. Învață, domne. Omul învață. Deci nu înțelegeam ce zice. Ăștia trei erau atenți, nonșalanți, așa. Acum Bordea nu înțelege nici româna moldovenească, nu înțelege nici engleza foarte bine, sincer să fiu. Ce? Ce? Le-am auzit. Nu, le-am auzit. Am înțeles tot. Incredibil. Eu m-am gândit, ce loser. El pur și simplu privește cum alții fac sex. Iar după asta m-am gândit, eu ce-am făcut? El măcar live privește. Eu e un pic mai bine.
Asta a fost tot din partea mea. Mulțumesc pentru atenție și răbdare. Mai trebuie, e prea puțin. Mai trebuie. Eu nu înțeleg ce ziceți. Deci mi se pare că eu n-am softul. Voi aveți softul tot da, instalat. Da, avem softul. Încearcă eu să... Eu n-am softul pentru ce vorbește omul. Eu nu... Păream greu de cap. Și el și concurentul m-a făcut să par greu de cap. Și nu înțelegeam cum de ei înțeleg. Eu îi traduceam lui Bordea ce spune, cum. Eu i-am explicat și ce înseamnă sofa și ce înseamnă ce a vrut să... Adică ce nu înțelegea Bordea, îi traduceam. Eu eram acolo cu el. Cum, frate, dar amândoi sunteți moldoveni, nu? Păi suntem moldoveni, dar se pare că eu m-am lăsat acasă moldovenească. Pa, 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 pa. Sofa, n-avem sofa, n-avem... Hai, frate, sofa... Canapea mai corect. Cine vorbește, mă? Deci el nu știe românește. Da, folosește sofa, mă, în România. Că știi cum e. Peste tot în România, voi să vezi ce sofă mi-am luat. Cine zice vreodată? Scuze-mă, mai ai un chair pentru masă? Ce? Un scaun. Oh, low. Nu înțeles, jur, așa. Mai zi, dacă mai vrei, mai zi, că o să mă concentrez. Ce limba ai? Rusă. Rusă? Dar engleză vorbești mai bine decât română? Așa de-a... Ce? Și așa de-a... Adică nici... Începător. Am înțeles? Și așa de... Ei, tu numai la asta te gândești. Să mă bată mama, bă, băi, se spune bun. Deci eu am impresia că eu am un atac cerebral sau... Deci voi mă comportați mega normal, că îl înțelegeți total pe omul ăsta. Băi, dar nu. Și eu nu înțeleg ce zice. Publicul nu reacționează și pare că și voi îl înțelegeți tot. Relaxează-te. Te-ai gândit că poate ai o problemă? Da, chiar m-am gândit, pentru că nici publicul nu reacționa, adică nu s-a auzit din spate niciun. Ce? Nu, nimic. Toată lumea era în largul lor așa, doar eu nu. Ce zici? Hai să ne concentrăm pe emisiune. Vrei să continui? Cu stand-up? Da. Hai să verificăm dacă cunoaștem limba română. Asta bă, e examen. Aveți, să mă... examen. Așa. Băi, mulțumesc, așa nu trebuie. Iată. Încă o istorie. Încă una. Perfect. Fii mai atent, frate. Deci, frate, uite. Mai înainte, dacă o fată... O fată. Mă lasă, nu mai fii bestie. Aproape că sunt și nervat la un moment dat. Bă, acum, m-a luat ca și că pe idios la un moment dat. Acum o să zic pentru tine rar, ca să înțelegi, da? I-ai explicat ca unui copil de 2 ani. Mai înainte, dacă o fată lung privea spre mine, da? Ia uite la mine, știți? Da. Eu nu mă gândeam că eu ei îi plac. Și dacă o fată lung privea spre mine, eu nu mă gândeam că eu ei îi plac. Da. Știți? Așa. Am înțeles. Dacă o fată lung privea... Dacă o fată lung... A, așa lucrează, se repetă o frază. Dacă o fată lucra, dacă o fată lucra la mine, trebuie să repetăm o dată. 5 ore am repetat. Dacă o fată... Am înțeles! Lung privea spre mine... Așa? Eu, mi... Nu credeai că-ți place, că-i placă. Eu, dacă o fată lung privea spre mine... Dacă o fată lungă... Lung! Pentru lung. Mult timp, știți? Privea lung. Dacă se uita, da. Dacă se uita mai lung la mine. Da! Așa, dar de ce? Eu nu mă gândeam că eu ei plac. De ce? Nu știu, eu n-am avut încredere. Pe noi, nu e o concluzie la asta, e doar atât, doar ne anunți. Nu, în care este. Urmează, da. Dar urmează, o să ne mai zică de 10 ori și o să înțelegi. Pe măsură ce îl trăgeam de limbă, mai scotea câte una, mai scotea câte o chestie funny, reacțiile erau funny. Eu m-am gândit că fata se uite la mine. Așa. Da. Din alte motive. Din alte motive. Cum ar fi? Pentru că la mine, mai exact pe mine, se c***o păsărică. Eu așa m-am gândit. Aha. Da. Bun. Și odată, în parc, o fată, pentru mult timp, s-a uitat la tine. S-a uitat la mine. Și eu m-am gândit, exact eu știu de ce. Pe mine se c***o păsărică. Dar, o fată a venit spre mine. Și îmi spune. She told me. Așa, și îmi spune.
Băietu, tu mie foarte mult mi-ai plăcut. Eu spun, serios? Serios? Ea spune, da, mie foarte mult îmi plac băieții de păsări. Mulțumesc pentru atenție! Asta a fost tot din partea mea!